Felicitare florală. Disciplina arte vizuale și abilități practice, clasa a doua. Autor, Florentina Vărtosu Tomă, expert RED în educație tehnologică. Felicitare florală prin tehnica colajului. Această activitate vizează competența specifică 2-3 din programa școlară, și anume, realizarea de produse utile și sau estetice, combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile. Iată care sunt etapele de lucru. Selecția materialelor necesare, ștanțarea hârtiilor, decuparea, plierea, asamblarea prin lipire și personalizarea cu un mesaj scris. Materialele necesare sunt următoarele. Hârtii colorate cartonate, lipit solid, perforator cu model de inimă și, opțional, perforator cu model de frunză. Ștanțarea presupune perforarea hârtiilor colorate cu ajutorul perforatorului cu model de inimă. Grupează apoi toate inimioarele obținute în mulțimi de elemente, în funcție de culoare, ca în imaginea de mai sus. Plierea presupune îndoirea la mijloc a tuturor inimioarelor obținute. Alege o mulțime de inimioare, spre exemplu mulțimea de inimioare roșii. Pliază toate inimioarele la mijloc. Apoi așează inimioarele pliate în formă de cerc, cu vârful ascuțit spre centru, astfel încât să obțineți o floare, ca în imaginea alăturată. Grupează florile pe culori. Procedează la fel cu toate celelalte mulțimi de inimioare. Pentru a confecționa tulpina, decupează un dreptunghi subțire de culoare verde ca în imaginea alăturată. Confecționează suportul de felicitare prin îndoirea la mijloc a unei hârtii A4 cartonate de culoare neutră. Lipește tulpina pe suport cu ajutorul lipiciului ca în imaginea de mai sus. Asamblarea presupune lipirea tuturor inimioarelor pliate în conform imaginilor 1, 2, 3. Patru, cinci și șase. Atașează câteva frunze și un mic cerculeț colorat în mijloc. Și iată, ai reușit! Felicitări! Personalizează felicitarea cu un mesaj scris pentru o persoană dragă. Combină culorile în funcție de preferințe. Expuneți toate felicitările realizate în clasă sau în holul școlii prin metoda turul galeriei. Iată cum poți combina armonios diferite culori și realiza felicitări deosebite. Pot forma o floare și din 5 inimioare, fără a le plia la mijloc, ca în imaginile de mai sus.
Scrie mesaje personalizate pentru o persoană dragă ție, atât în limba română cât și în limba engleză. Îți mulțumesc pentru atenție!